Discriminarea persoanelor cu dizabilități este un fenomen des întâlnit în Republica Moldova. Persoanele cu dizabilități locomotorii nu pot duce un mod de viață obișnuit pentru societatea noastră, datorită lipsei acomodării rezonabile a spațiilor publice necesității acestora. Cu toate că necesitățile speciale ale acestor persoane le fac diferite de majoritatea, ele sunt tratate în mod egal cu persoanele fără dizabilități. Persoanele cu dizabilități uneori nici nu observă că sunt supuse discriminării, considerând că actele discriminatorii fiind firești. De exemplu, persoanele cu dizabilități nu pot intra în magazine după produse alimentare sau nu pot intra în instituțiile publice de stat pentru a avea acces la serviciile publice. Uneori nu pot intra chiar într-o biserică. Accesibilitatea clădirilor este o problemă gravă în Republica Moldova. În plus, persoanele cu dizabilități depind în proporție de 100% de sprijinul financiar al statului pentru că nu pot să-și câștige de sine sătător banii. Astfel, pe de o parte, aceștia nu au acces la locuri de muncă, pe de altă parte, sunt constrânse să trăiască pe o pensie mult sub valoarea costului minimum de consum. Domnul Petru din orașul Florești cunoaște aceste probleme nu din auzite. El suferă de mic copil de o boală foarte grea, distrofie musculară. Sunt mai supra vânzătoarele, că și trebuie. Chiar au fost cazuri, că și aici, chiar la noi, pe stradă, la magazinul de detergenți, s-a dus soția și zice la vânzătoare, zice, ieșiți, vă cheamă, un invalid vă cheamă, dar și mai trebuie și la seala, lasă-ți spui. Și nu ieșit, am stat, am așteptat. Vreo 20 de minute am văzut că nu ies, am plecat. Nu, chiar de sunt, vedeți, se fac, da, la tot construcțiile se fac pandusurile astea. Dar se fac într-așa fel, de la o parte care nici de cum este numai de ochii arhitecturilor. Sau nu sunt niciuna. Suntem mulțumiți noi, ne-am adresat la primărie acum, suntem mulțumiți că ne-au făcut un pandus de la Guguță, ne putem da drumul la biserică. De-am suntem foarte mulțumiți, l-au făcut bun timp, că trebuie să iau doi bărbați ca să mă coboare acolo. Acum să faci și o gradă acolo care să putem intra și înăuntru, pentru că vreau și noi ne ducem la o biserică, dar vedeți și bisericile chiar se fac cu scări înalte. Domnul Petru este o persoană foarte inteligentă și foarte sociabilă, totuși spune că greutăți are, fiind o persoană cu dizabilități. Cele mai mari probleme apar în perioada rece a anului, spune domnul Petru. Cu greutăți mai mult ne întâlnim iarna, cu încălzirile, știți, dintr-o pensie, eu am pensie de 1136 de lei, închipuiți-vă, să încălzești, să plătim și un internet, pentru că nu se poate, măcar atâta, că dacă eu începând din septembrie, de-am mai mulți în casă, dacă temperatura e mai joasă de 20 grade, eu nu pot să mă duc departe, cât 5 minute până înaintea ușii să trag o porție de aer curat, până când care se dă gratis. Asociația Invalizilor din Raionul Florești ajută cum poate aceste persoane și ei recunosc că sunt multe probleme când vine vorba de un ajutor pentru persoanele cu dizabilități. Prima întrebare care apare e pensia foarte mică. Nu le ajunge că să trăiască așa cum trebuie, cu așa o pensie mizerabilă, e imposibil de trăit. Ei au nevoie de foarte multă atenție în care noi nu putem să le acordăm. Noi sprijinul, promit, dar nu se face nimica. Să înțelegeți, noi suntem de fiecare, nu prin trag atenție nouă. Unii ne spun și sunt și într-un magazin, de timpul întregi, vor ceva să cumpere și întreabă vânzătoarea, dar și nu vieți? Nu poate ca să duc fiecare în magazin să intre care îmblă cu cărușoare. Eu vorbesc așa cum este, așa da? Așa. Da. Cu cărușoarele. Nu poate ca să intre, ca să vadă. Să cumpri singur productul care îi trebuiește. Directorul Asociației Invalizilor din Florești spune că mereu se străduie să hotărască întrebările persoanelor cu dizabilități cu propriile sale puteri. Noi ne stăruim să hotărâm întrebările pe loc. Și n-am avut
ocazia ca să ne adresăm, să avem așa niște întrebări care noi nu putem să le rezolvăm. Cred că ceva noi destulăm, le acordăm ajutor, le, întrebările care au, vin timpul să ne spune nouă, cu noi să comunică cu noi. În raionul Florești locuiesc 4.400 persoane cu dizabilități. Dintre acestea, 504 au gradul de invaliditate sever. 3.111 sunt cu grad de invaliditate acceptat. 293 sunt copii invalizi.